În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, din rânduiala dumnezeiască, unul dintre ucenicii Mântuitorului Hristos nu s-a aflat împreună cu ceilalți atunci când Domnul, în ziua învierii, trecând prin ușile încuiate, s-a arătat ucenicilor. Cel care a lipsit de la întâlnirea aceea atât de așteptată și în același timp mai presus de așteptare, a fost Toma, numit geamănul, cel care mărturisise înainte de patim să mergem și noi să murim împreună cu El, adică cu Hristos. Tocmai acesta care arătase curaj mărturisind prin cuvinte dorința de a pătimi împreună cu Hristos, iată, nu se afla acolo. Din ce motiv nu ne spune Sfânta Evanghelie? Însă trebuie să fi fost un motiv important pentru care Sfântul Apostol Toma nu s-a aflat împreună cu ceilalți ucenici, care, așa cum citim în Sfânta Evanghelie, stăteau ascunși cu ușile încuiate, adică ușile zăvorâte pe dinăuntru, ca nu cumva să fie atacați de către mai mari iudeilor sau de către trimișii lor. În acele momente, în acele ceasuri în care presiunea asupra lor era extraordinară. Știm bine că mai mari iudeilor născociseră zvonul că venind ucenicii lui noaptea l-au furat din mormânt ca să camufleze învierea. Înțelegem acum de ce stăteau ucenicii ascunși. Odată se ascunseseră pentru că s-a risipit nădejdea lor, nu credeau în înviere, credeau că s-a sfârșit cu învățătorul lor și că nădejdea lor s-a oprit în mormânt. Ei se temeau încă dinainte de patimi. Știm bine că Hristos Domnul, după ce a fost prins în grădina Ghețiman, le-a zis ostașilor care îl prinseseră: dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să se ducă. Și toți au fugit, toți apostolii au fugit. Unul singur știm că a rămas lângă crucea Domnului, apostolul iubirii. Singură iubirea rămâne în cele mai delicate și mai complicate și mai adânci și mai dramatice momente din viață, rămâne, pentru că ea însăși, iubirea însăși, nu se poate temelui decât pe jertfă. Deci, ce l-o fi făcut pe Sfântul Apostol Toma să iasă din ascunzătoare și să umble prin oraș? O treabă foarte importantă. Putem să ne imaginăm noi orice astăzi. Am putea chiar să zicem că Sfântul Apostol Toma s-a dus să vadă ce se întâmplă cu învățătorul lui. S-ar putea să fi mers să cerceteze, el care avea o fire atât de iscoditoare, să cerceteze ce s-a întâmplat, să facă muncă de detectiv particular, am zice astăzi. Nu știm. Cert este că Domnul l-a lăsat pe Sfântul Apostol Toma timp de 8 zile să se
muncească cu gândul acesta. Oare de ce numai mie nu mi s-a arătat? De ce eu singur a fost exclus din cercul celor 11? De ce m-a pedepsit? De ce nu m-a învrednicit și pe mine? Că doar și eu sunt ucenic. În același fel am stat alături de el. L-am urmat. Și iată că acum mie nu-mi răsplătește nimic din bucuria aceasta. Și Sfântul Apostol Toma nu a fost atât necredincios cum îl etichetăm noi astăzi, cât a dorit să aibă și el bucuria aceea pe care au avut-o frații lui, ceilalți apostoli. S-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Unul singur s-a întristat o săptămână întreagă că nu l-a văzut pe Domnul. Și anume, Domnul l-a ținut o săptămână întreagă în această întristare, în această așteptare extraordinară. Și s-a rugat Sfântul Apostol Toma: să nu credeți că timpul acesta de 8 zile petrecut în așteptare a fost unul foarte simplu. Vedeți pentru noi cât de complicat e în diverse etape ale vieții când așteptăm un moment important, un examen, când așteptăm să ne căsătorim sau să ne mutăm într-un apartament nou sau să ne cumpărăm un lucru important, ori așteptăm să intre copiii la facultate sau să se căsătorească sau așteptăm copiii sau nepoți să vină în lume și așa mai departe. Câte emoție și tensiune trăim în acele momente. Dar în sufletul apostolului, oare câtă tensiune o fi fost? Una foarte mare. Și Domnul anume o lasă să crească, să crească zi de zi, până când, în a 8-a zi, se va arăta și lui Toma și celorlalți împreună cu el. De ce a 8-a zi? Deja ucenicii serbau duminica, așa în mod tacit. În a 8-a zi se adunaseră iarăși. Erau iarăși împreună, zice Sfântul Evanghelist Ioan. Iarăși împreună, pentru ce? Aveau de făcut ceva împreună duminica? Ei care erau evrei și prin porunca lui, prin legea lui Moise, aveau obligația ca sâmbăta să o cinstească? Ce făceau ei în ziua acea din tâia săptămânii, duminica? Deja începuseră să împlinească porunca Domnului, care le-a spus la cinerea cea de taină că aceasta să o faceți întru pomenirea mea. Ei deja se adunaseră în prima duminică, de după duminica învierii, se adunaseră împreună. Pentru că în zilele ce au urmat, după înviere, s-a risipit tot vicleșugul mai marilor iudeilor care spuseseră că ucenicii l-au furat. Și-au căpătat oarecare îndrăzneală apostolii și-au ieșit din ascunzătoarea lor. Însă, duminica și-au adus aminte de porunca Domnului să se adune împreună și s-au adunat să facă Sfânta Liturghie, cum ne-am adunat astăzi noi. Deci ei erau în foișorul de sus, în foișorul în care avusese loc cina cea de taină. Cei care ați fost la Ierusalim, pricepeți mai mult decât vă spun acum. Erau zăvorâți, stăteau ascunși tocmai acolo, unde avusese loc cina cea de taină. Nimic nu-i întâmplător. Acolo Domnul li s-a arătat. Unde, cu câteva zile înainte, le dăduse să mănânce trupul și sângele său. Săvârșise prima liturghie, dumnezeiasca euharistie, și învățase cum să o facă și ei. Și iată că îi împlinesc această dorință, testamentul pe care Domnul l-a lăsat. Să faceți cum mă vedeți pe mine făcând, așa a zis Domnul. Și atunci, ei se aflau la Sfânta Liturghie și Domnul a intrat prin ușile încuiate și le-a zis: pace vouă!
De data aceasta a avut un cuvânt special adresat Sfântului Apostol Toma, care aștepta și el bucuria. Bucuria aceasta pe care i-o spuseseră ceilalți ucenici și femeile milonosițe, care toți au mărturisit, am văzut pe Domnul. Iată că Domnul se arată și lui Toma. Iar cuvintele, dialogul acela adânc, frământările la care Sfântul Apostol Toma și-a supus cugetul său în aceste zile, sunt redate foarte bine de către unul din imnografii noștri, scriitorii sfinți, alcătuitori de cântări bisericești. E vorba de Sfântul Roman Melodul, cel care a scris și catavasiile sau canonul nașterii Domnului, având la bază teologia și predicile Sfântului Grigorie, teologul. El a alcătuit și canonul și un condac al zilei de astăzi. Și din acest condac am să vă citesc ca să vedeți ce adânc de taină, ce adânc de minunăție s-a aflat în sufletul ucenicului Toma. Iată ce zicea Sfântul Apostol Toma către ceilalți. Mișcat m-au cuvintele celor ce cu bucurie strigau, cu adevărat am văzut viu pe acela care a vrut și a murit, văzând cu totul fericit pe Petru, cel care căzuse în negare, și iarăși mulțumiți pe cei care cu Petru au fugit, râvnit am și cerut am să iau parte la lor bucurie. Din bună voință, dar am spus acestea mai înainte, nu mă certa, Iisuse al meu, ci bine mă primește să-ți spun, Domn și Dumnezeu ești. Tulburare și întuneric adus-mi-au cuvintele celor împreună cu mine ucenici, căci într-adevăr acestea nu m-au luminat, nici nu au aprins în sufletul meu făclia minunii ce acum neașteptat o văd. Pe Hristos văd iarăși, chiar dacă sunt uși închise, de mi-ar fi dat să înțeleg cum a intrat în acest fel, de necredință aș fi scăpat. Dacă să-mi amintesc aș fi putut, de a sa naștere din Maria, spus-mi-au doar că l-au văzut. Iar cel ce nu l-a văzut, cum poate spune, Domn ești și Dumnezeul nostru? Astfel geamănul, vorbind cu sine însuși, vorbea și către Dumnezeul nostru. Și cel ce cercetează sufletele, cum a văzut pe Toma cu inimă zdrobită și durere, precum altă dată pe Vameș, cu milă a strigat, adă mâna ta aici, pentru ce ai șovăit? Spune-mi puțin, credinciosule, ce ți s-a părut de necrezut din cuvintele mele? Răstignirea, moartea sau poate învierea? Și până când te vei îndoi de mine, iată pe cel pe care însetai să-l vezi. Și văzându-mă strigă, Domn ești și Dumnezeul nostru. Și zice Domnul în continuare, somn am dormit în mormânt pentru puțin și după 3 zile mai apoi am înviat. Pentru tine și pentru ceilalți m-am întins în mormânt, iar tu, în loc să mulțumești, mi-ai adus necredința? Am auzit, dar, ce ai spus către cei împreună cu tine ucenici. De aceea, Toma, spământându-se puternic, a strigat,
nu mă judeca, Mântuitorule, că întotdeauna în Tine cred, dar pe Petru și pe ceilalți cu greu îi cred. Știu, dar, că aceștia nu spun cele mincinoase, dar în ora cea grea s-au înfricoșat să-ți strige, Domn ești și Dumnezeul nostru. Văzând Toma atunci că vrea să ridice al necredinței văl, a toate văzătorul a spus către acesta, și tu ai fost cu ei în timpul de care spui, căci toți m-ați lăsat să sufăr. A fost o vreme grea, geamănule, nu judeca. Despre aceasta Scriptura vorbește, voi vă lovi pe păstor și voi împrăștea ale turmei oi. Gândește la ceea ce-ți spun, cele ce spui le împlinește. Cu mâna vrei să mă atingi? Atinge-mă zicând, Domn ești și Dumnezeul nostru. O, ce minune! O, câtă îngăduință! O, ce bunătate! Se atinge cu mâna cel de neatins, se ține de rob și arată Domnul către slujitor semnele rănilor, pe care văzând că îi le facem, natura s-a cutremurat. De aceste daruri înveniciți s-a dar Toma către cel ce i le-a dăruit înalță rugăciune și îi spune, îngăduință, o stăpâne, arată-i, fie-i milă de iarbă, ridică-mi greutatea, a necredinței ușurare să ridic, ca să cânt și să spun, Domn ești și Dumnezeul nostru. Nu vă citesc mai mult, pentru că nu vreau să lungesc cuvântul meu, acest condac extraordinar al Sfântului Roman Melodul, scris în secolul al VI-lea, arată taina ce s-a petrecut atunci, a opta zi, după învierea Mântuitorului Hristos. Dacă doriți vreunul să-l citiți în întregime, vă pun cartea la dispoziție. În încheiere, aș vrea să vă pun la suflet un cuvânt, un fragment dintr-o cuvântare a Mitropolitului Bartolomeu, care rezumă într-un mod magistral. N-am cuvinte, o să le ascultați imediat. Rezumă portretul Sfântului Apostol Toma, pe care îl prezintă așa. Toma, fratele nostru, geamăn de credință și îndoială, de înfrigurare și așteptare, de cutremur și de îngenunchere, el rămâne obsesia perpetuă a noastră și întruparea neputinței noastre de a accepta bucuria dintr-o dată, fără echivoc. Duminica de astăzi, iubiții mei, e pentru noi. Deși o numim Duminica Tomii, deși îl numim necredinciosul pe Sfântul Apostol Toma, și noi suntem necredincioși de fiecare dată, când nu-L lăsăm pe Domnul să lucreze în viața noastră, de fiecare dată când eșecurile și neputințele noastre le aruncăm în spatele Lui, îl facem pe El responsabil, de fiecare dată când nu ne comportăm ca și copii ai Învierii. Dar iată, suntem astăzi aici pentru că mărturisim Învierea, pentru că Domnul s-a sculat din morți, de aceea astăzi stăm drepți în fața Lui, stăm în fața Celui Înviat, Celui care ne iubește atât de mult și dorește să ne învieze pe fiecare dintre noi, din necredință, din îndoială, din nesimțire, din nepăsare. Hristos a înviat!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.